A vrut să dea minte, doar îl va convinge pe agentul de poliție rutieră să treacă cu vederea faptul că mașina pe care o conducea nu avea asigurarea obligatorie. Sâmbătă 29 septembrie, ofițerii Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Galați, l-au prins în flagrant pe un gălățean care încerca să-i dea șpagă 50 de euro unui agent de poliție din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Galați. Agentul de poliție a refuzat categoric oferta, a întocmit actele de constatare a contravenției, sesizând apoi și Direcția Generală Anticorupție. Cercetările pentru dare de mită continuă cu gălățeanul în libertate.